Bun găsit! O zi de toamnă însorită și neobișnuit de caldă, ba chiar așa arată prognoza și pentru următoarele zile. Așadar, astăzi, vremea se va menține în continuare frumoasă și caldă în majoritatea regiunilor din țară și doar în sud și sud-vest cerul va fi înorat, însă șansele de ploaie vor fi minime. Vântul va rămâne activ în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei, cât și sudul Olteniei și al Banatului, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade. În capitală vom avea o zi cu soare generos și va fi mai cald decât ar fi normal la această dată. Vântul va fi destul de insistent și se vor atinge viteze de 50 de km pe oră, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade. Vă propun să vedem cum arată temperaturile pentru astăzi și în marile orașe. 28 de grade se vor înregistra la Timișoara și la Iași, 27 de grade la Craiova, 25 de grade la Brașov. La munte, atmosfera va fi plăcută în majoritatea masivelor. Norii apar destul de rar, însă vântul va sufla cu putere, în special în zona înaltă a Carpaților meridionali. Prin stațiuni se vor înregistra 20 de grade la Sinaia, 23 de grade la Predeal și la Poiana Brașov. Pe litoral, chiar dacă vântul va bate destul de tare, vom avea încă o zi senină și caldă. Maximele vor ajunge la 26 de grade în aer, iar în apă vor fi în jur de 22 de grade. Acum vă invit să urmărim cum arată vremea și în restul continentului. În peninsula iberică vremea va fi frumoasă și caldă pentru această perioadă, iar în nord-vestul Europei atmosfera va fi ușor instabilă și vor fi ploi locale. Maximele vor ajunge la 27 de grade la Madrid, 23 de grade la Paris, 22 de grade la Londra. În schimb, în nordul Europei, vântul se va intensifica și vor fi averse însoțite de descărcări electrice cu maxime ce nu vor depăși 18 grade la Copenhaga și la Helsinki, 17 grade la Oslo. Ploile vor continua și astăzi în sudul și sud-estul continentului, pe unde vor fi posibile vijelii, în special în Italia și în peninsula balcanică, iar temperaturile vor marca o scădere ușoară. 27 de grade vor fi la Budapesta, 25 de grade la Viena, 29 de grade la Roma. Revenim în țară și vedem ce se întâmplă mâine. Tot despre vreme caldă vorbim, cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normalul pentru sfârșitul lunii septembrie. Dimineața va fi ceață prin unele zone, apoi cerul va fi mai mult senin pe tot parcursul zilei. În schimb, vântul se va intensifica în sud și sud-est, dar și la munte cu viteze de 55 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 29 de grade. Atât despre vreme, sunt Dana Iancu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu TVR Info!